Let's commission Matthew's Gospel, chapter 24. Mergem în Evanghelia după Matei, capitolul 24. Here we read about the disciples asking Jesus about his second coming. Aici, ucenicile întreabă pe Domnul Iisus despre a doua venire a sa. And he gave them some signs. Și el le dă unele semne. Some of them we have heard of many times. There will be a lot of famines and earthquakes and wars. Și spun, vorbește despre foamete, despre războaie, despre cutremure. But the most important thing he said was there will be a lot of deception in the last days. Dar unul dintre lucrurile cele mai importante despre care ne vorbește este despre înșelare în ultimele zile. They asked him in Matthew 24:3, when will these things be? What is the sign of your coming? Ei îl întreabă în 24:3, când se vor întâmpla aceste lucruri? Care va fi semnul venirii tale? And see the first thing that he said. Și uitați-vă la primul lucru pe care Domnul Iisus îl spune. The first thing he said was not about wars and earthquakes. Nu vorbește mai întâi despre cutremure și războaie. The first thing he said was a secret, verse 4, that nobody deceives. În versetul 4 spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. And again he said in verse 7, many false prophets will arise and deceive many people. Și spune mai departe că mulți proroci falsi se vor ridica ca să înșele pe mulți. And again he said in verse 22, in summary verse 23 and 24, that there were many, verse 24, many false Christs and false prophets will arise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Versetul 24 spune că se vor scola Hristoși mincinoși și proroși mincinoși și vor face semne mari și minuni până acolo când să înșele, dacă va fi făcut însă chiar pe cei aleși. He never spoke about wars and famines and earthquakes three times. Nu a vorbit de trei ori despre foamete, războaie și cutremure. But he spoke about deception three times. Dar a vorbit de trei ori despre înșelare. So what is the primary mark of the second coming of Christ? Deci care este semnul principal al revenirii Domnului Iisus? I'll tell you. Vă voi spune. There will be a lot of deception. Va fi multă înșelare. Fake miracles. Minuni false. To deceive, verse 24, if possible, even the believers. Ca să înșele, dacă va fi cu putință, chiar pe cei credincioși. And we see that happening all over Christendom today. Și vedem lucrul acesta întâmplându-se peste tot în creștinism. Counterfeit gifts of the Spirit. Daruri false ale Duhului Sfânt. Counterfeit miracles. Minuni false. And even many believers who claim to be believers are deceived. Și chiar mulți credincioși care spun că sunt credincioși vor fi înșelați. So that's the first thing we must be careful about in relation to the last days. Deci acesta este primul lucru despre care trebuie să ne îngrijorăm în vederea venirii Domnului Iisus. We are going to see tremendous deception. Va fi multă înșelare. And because of that deception, a lot of believers will fall away. Și din cauza înșelării, mulți dintre creștini vor cădea. 1 Timothy chapter 4. 1 Timotei, capitolul 4. The Holy Spirit says. Spune Duhul Sfânt. That in the later times, some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons. Unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățături vetrașilor. Again, din nou, deceitful spirits in the last days. Duhuri de înșelare. So the main warning I can give you from the Word of God. Deci cea mai mare avertizare pe care vă pot aduce din Cuvântul lui Dumnezeu. Remember that there are a lot of miracles in the last days which are not from God. Aduceți-vă aminte că vor fi multe minuni în vremurile din urmă care nu sunt de la Dumnezeu. Which are actually from Satan. Ci sunt de la Satan. But how does Satan come? Dar cum vine Satan? You know, most people in the world have a picture of Satan with horns and pointed tail and all that. Știți, mulți oameni din lume au imaginea lui Satan așa cu coarne și cu o furcă. But if Satan came like that, we would recognize him straight away. Dacă ar veni așa Satan, imediat l-am recunoaște toți. He does not come like that. Dar el nu vine așa. See 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinteni, capitolul 11. Here he speaks in verse 13 about false apostles.
deceitful workers disguising themselves as apostles of Christ. Vorbește în versetul 13 despre apostoli mincinoși, lucrători înșelători care se prefac în apostoli al lui Hristos. And how do they come? Cum vin ei? Verse 14. Versetul 14. Satan disguises himself as an angel of light. Satana se preface într-un înger de lumină. So, if Satan wants to deceive you, how will he come? Deci, dacă Satana vrea să te înșele, cum va veni la tine? He'll come in the shape of an angel. Va veni sub forma unui înger. And you see the angel and you think, oh, an angel from heaven has come. Vei vedea un înger și vei spune, oh, iată, un înger din cer a venit. It's Satan. E Satan. There are so many believers nowadays who go around in their meetings and say, I saw an angel. Sunt atâția credincioși care merg în întâlnirile lor la biserică și spun, am văzut un înger. And somebody else says, I saw two angels. Altcineva vă spune, am văzut doi îngeri. And they never, never think that could be the devil. Și niciodată nu se gândesc că aceștia ar putea fi diavolul. Even though Jesus warned very clearly. Chiar dacă Iisus ne avertizează foarte clar. You know, many people think that if I can actually see Jesus, my faith will be strong. Mulți oameni cred că dacă chiar am putea să-L vedem pe Domnul Iisus, credința noastră ar fi mai mare. That is our human thinking. Așa gândesc oamenii. Let me show you what Jesus himself said. Dați-mi voie să vă arăt ce spune Domnul Iisus. John chapter 20. Ioan 20. When Jesus appeared to his disciples after the resurrection. Când Iisus s-a arătat ucenicilor după înviere. This is in verse 24, John 20:24. Ioan 20:24. That Thomas, one of the 12, was not there. Spune că Toma, unul dintre cei 12, nu era acolo. And when the other disciples told him, we have seen the Lord. Și când ceilalți ucenici au spus, l-am văzut pe Domnul. I'm not going to believe until I put my finger into the place of the nails and my hands into the pocket. El a spus, nu voi crede să până nu voi pune mâna în semnul cuilor și dacă voi pune degetul meu în semnul cuilor lui. And so Jesus came one day and appeared for Thomas' sake. Și Domnul Iisus i s-a arătat într-o zi lui Toma. And he said to Thomas in verse 27. Și spune versetul 26. You said you won't believe till you see. Ai spus că nu vei crede până vei vedea. Put your finger into my hands. Puneți mâna în coasta mea. See, the holes are still there. Vezi, găurile încă sunt acolo. Put your hand, finger through. Pune degetul tău acolo, în gaură. And see that spear that pierced my side, the hole is still there. Put your hand inside. Pune degetul acolo să vezi că gaură este acolo. You know that Jesus has got the nails prints forever in his hands? Știți că urmele cuilor Domnului Iisus în mâini sunt acolo pentru totdeauna? Jesus has got a hole in his side forever. Și are o gaură în coasta lui pentru totdeauna? If we have injuries in our body when we go to heaven, our bodies will be perfect. Noi dacă avem o rană în trupul nostru când vom merge în cer, totul va trece și va fi perfect. People whose hands are amputated will have a hand when they go to heaven. Și cei care au avut o mână amputată în cer vor avea mâna întreagă. There will be only one person with nail prints in his hands. Va fi doar o singură persoană cu urme de cuie în mâini. And that's Jesus. Și acesta este Iisus. And then Jesus told Thomas. Și apoi Iisus îi spune lui Thomas. Very important word. Un verset foarte important, verse 29. 29. Because you have seen me, you have believed. Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Now listen to this. Ascultați asta. Blessed are those who did not see and yet believed. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Now tell me, which is better? Acum spuneți-mi ce este mai bine. According to our human thinking, if I could see Jesus right now and touch him, that will confirm my faith. După gândirea noastră, dacă l-am vedea acum pe Domnul Iisus și l-am putea atinge, ar fi o confirmare a credinței noastre. Jesus, who knows better than us, dar Iisus care știe toate lucrurile mai bine decât noi, that will not help you. El spune, asta nu te va ajuta. You are more blessed if you don't see me and still believe. Ești mai bine cuvântat dacă nu mă vezi și tot crezi, totuși crezi. I think of those disciples who saw him and believed. Mă gândesc la acești apostoli care l-au văzut și au crezut. Peter, Thomas, John, they all saw him and believed. Yeah. Petru, Toma, Ioan, toți l-au văzut și au crezut. And I have never seen him. Și eu nu l-am văzut, niciodată. But I believe. Dar cred. Do you know that I am more blessed than Peter and Thomas and John?
Credeți că eu sunt mai bine cuvântat decât Petru, Toma și Ioan? I don't know whether you believe it. Nu știu dacă voi credeți asta. But if you have not seen Jesus and you have believed in him, you are more blessed than those apostles. Dar dacă nu l-ai văzut pe Iisus și crezi în el, ești mai bine cuvântat decât apostolii. According to John 20, verse 29. După cum scrie în Ioan 20, cu 29. It's a higher blessing to not see and believe. Este o binecuvântare mai mare, mai înaltă, să nu vezi și să crezi. It's a lower blessing to see and believe. Este o binecuvântare mai mică, să vezi și să crezi. There are some things Jesus said like that. Sunt câteva lucruri care Domnul Iisus le spune. For example, de exemplu, you know, Acts 20, 35, Fapte 20 cu 35, it is more blessed to give than to receive. Este mai fericit să dai decât să primești. There is a blessing in receiving. Asta este o binecuvântare dacă vii. The higher blessing is giving. Dar o binecuvântare mai mare este să dai. When you receive something, you're blessed. Când primești ceva, ești binecuvântat. When you give, you're more blessed. Când dai, ești mai binecuvântat. The reason why many believers are not more blessed is because they never learned to give. Motivul pentru care mulți creștini nu sunt binecuvântați sunt pentru că nu dăruiesc. They only know how to receive. Ei doar știu să primească. So if you only know how to receive, that's a blessing. Deci dacă nu mai știi să primești, este o binecuvântare. But if you learn to give, you'll be blessed more. Dar dacă vrei să dăruiești, vei fi mai binecuvântat. I've proved that in my life for 50 years. Am văzut asta în viața mea, 50 de ani. Some of you are missing a greater blessing because you haven't learned to give. Unii dintre voi vă lipsiți de o mare binecuvântare pentru că nu dați. You give yourself, first of all. Nu vă dați pe voi înșivă. Your time. Timpul vostru. Your energy. Energia voastră. Your life. Viața voastră. Your money. Banii voștri. Everything. Totul. When you give, you're blessed more. Când dai, ești mai binecuvântat. The least blessed believers in the world are the stingy, miserly people. The least blessed believers are those who are miserly and stingy. Cei mai puțin binecuvântați oameni sunt cei care tot timpul așteaptă să primească ceva. So we need not worry that we haven't seen Jesus personally. Deci să nu ne îngrijorăm că nu l-am văzut pe Iisus personal. We are more blessed. Putem fi mai binecuvântați. In 2 Thessalonians it speaks about deception again. În 2 Tesaloniceni se vorbește din nou despre înșelare. It says in the last days, în zilele din urmă, Satan is going to come, 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. 2 Tesaloniceni, Satan is going to come, 2 cu 9. Power and signs and false wonders. Arătarea lui se va face prin puterea satanii cu tot felul de minuni și de semne și puteri mincinoase. With the deception of wickedness. Cu toate amăgirile nelegiuirii. So, we can expect to see a lot of false miracles in our day. Deci ne putem aștepta să vedem multe minuni false în zilele noastre. False wonders and signs. Minuni și semne mincinoase. And many people testifying about false wonders that they saw. Și mulți oameni care mărturisesc despre minuni false pe care le-au văzut. People will say, I went to heaven or I went to hell and I came back. Unii vor spune, am fost în rai sau am fost în iad și m-am întors. And they will post it on the internet. Și le vor pune pe internet. And there will be a lot of stupid believers who will read it and believe it. Și vor fi o grămadă de credincioși fără înțelepciune care vor crede. And say, oh, that man went to heaven and came back. Oh, omul acesta a fost în rai și s-a întors înapoi. That man went to heaven and came back. Altul a mers în iad și s-a întors înapoi. There are many things like that on the internet. Sunt multe astfel de lucruri pe internet. Somebody says, I went to hell and I found it was really fire. Și unii spun, am fost în iad și am văzut că într-adevăr e foc acolo. Some people believe. Și unii cred asta. I tell them. Și eu le spun. Jesus already said, there is fire in hell. Iisus deja ne-a spus că este foc în iad. You don't believe Jesus. Dacă nu crezi pe Iisus. And you believe this unknown person who has written something on the internet. Și totuși crezi pe unii dintre oamenii ăștia care merg și pun pe internet. You're really deceived. Chiar că te înșeli. You believe some unknown stranger more than you believe Jesus. Îl crezi pe o străin mai mult decât îl crezi pe Domnul Iisus. I don't need anybody to come and tell me that hell is a terrible, burning, fiery place. Nu trebuie nimeni să îmi vină să-mi spună că iadul într-adevăr este un loc teribil, plin de foc. I don't have to go there to find out. Nu trebuie să merg acolo să aflu asta. Jesus said already and I believe. Iisus a spus-o deja și eu cred. There's a lot of deception nowadays. Este multă înșelare în zilele noastre. And the more you search the internet, the more deceived you will be.
Și cu cât cauți mai mult în internet, cu atât vei fi mai înșelat. I would suggest instead of wasting time about that, read the Bible. Îți sugerez, în loc să faci aceasta, să citești mai bine Biblia. And it says here, și spune aici, that those, this is one of the most scary, frightening verses in the whole Bible. Acest verset este unul dintre cele mai înspăimântătoare din toată Biblia. Not frightening you with the picture of hell. Nu te înspăimântă cu imagine din ea. But frightening you that you as a believer can be deceived. Dar te înspăimântă că tu, ca un credincios, poți să fii înșelat. In verse 11 it says, God himself will deceive certain people. Spune versetul 11 că Dumnezeu însuși va trimite înșelare. God himself will allow some people to believe what is false. Dumnezeu însuși va trimite o lucrare de rătăcire. In the last days, în ultimele zile, God will allow certain people to believe a lie. Va îngădui unor oameni să creadă o minciună. What does that mean? Ce înseamnă aceasta? They believe they are born again and they are not born again. Vor crede că sunt născuți din nou, dar nu sunt născuți din nou. They will believe that some experience they had is the fullness of the Holy Spirit, but it is not the fullness of the Holy Spirit. Vor crede că o anumită experiență care au avut-o este plinătatea Duhului Sfânt și de fapt nu a fost făcut cu Duhul. They believe they are holy, but they are not holy. Vor crede că sunt sfinți, că de fapt nu sunt sfinți. They believe they have some supernatural gift, but it is not from God. Vor crede că au ceva daruri supranaturale, dar nu sunt de la Dumnezeu. And who is the one deceiving them? Și cine îi înșală? Not Satan. Nu Satan. God. Dumnezeu. That's why I say it's a scary verse. De aceea spun că este un verset înfricoșător. The devil is already trying to deceive you. Diavolul deja a încercat să ne înșele. The Bible says your heart is deceitful. Biblia spune că inima noastră este nespus neînșelătoare. Ephesians 4 it says our lusts are deceitful. Efeseni 4 spune că poftele noastre sunt înșelătoare. So Satan is a deceiver. Deci Satan este un înșelător. Our heart is deceitful. Inima noastră este înșelătoare. And the flesh and its lusts are deceitful. Și trupul nostru de carne este înșelător. Our only hope is that God saves us from that deception. Singura noastră speranță este ca Dumnezeu să ne salveze de această înșelare. But on top of all these three deceivers, și când vedem toți acești trei înșelători, if God also tries to deceive us, dacă și Dumnezeu va încerca și va vrea să ne înșele, there is no hope for any of us. Nu mai este nicio speranță pentru nimeni. And the Bible says God himself will deceive certain type of people. Și Dumnezeu spune că El însuși va înșela pe anumiți oameni. So if you are that type of person, God will deceive you. Deci dacă ești o astfel de persoană, Dumnezeu te va înșela. God will allow you to believe you are born again when you are not born again. Dumnezeu va îngădui să crezi că ești născut din nou, de fapt nu ești născut din nou. He will allow you to believe that you are filled with the Holy Spirit when you are not filled with the Holy Spirit. Va îngădui să crezi că ești umplut cu Duhul Sfânt, că de fapt nu ești plin de Duhul Sfânt. So when I read something like that, când citesc așa ceva, that scares me. Mă sperie. I say, Lord, if I have no hope, you deceive me. Spun, Doamne, dar n-am nicio șansă dacă Tu mă înșeli. So I want to find out who are the people whom God will deceive. De aceea vreau să știu care sunt oamenii care vor fi înșelați. I don't want to be that type of person. Nu vreau să fiu astfel de persoană. So if I avoid being that type of person, then I'll never be deceived. Deci dacă nu voi fi o astfel de persoană, nu voi fi niciodată înșelat. Now listen carefully. Și ascultați-mă. If you are this type of person, God will deceive you. Deci ascultați cu atenție, dacă sunteți acest tip de persoană, Dumnezeu vă va înșela. Scripture. Este Scriptura. Verse 10. Versetul 10. Those who did not receive the love of the truth so as to be saved. Aceștia sunt cei care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. This is so important, I want to repeat it. Atât de important este că mai repet o dată. Those who do not receive the love of the truth in order to be saved. Sunt cei care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. In the Bible, when it speaks about being saved, it's being saved from sin. În Biblie când scrie a fi mântuit, înseamnă a fi mântuit de păcat. So I see two things there. Deci văd două lucruri aici. If I don't love the truth, dacă nu iubesc adevărul, and secondly, I don't want to be saved from sin. Și la doilea lucru, dacă nu vreau să fiu mântuit de păcat din viața mea, Dumnezeu mă va înșela. Let me repeat. Să repet. If you don't love the truth, dacă nu iubești adevărul, and you don't want to be saved from sin, și nu vrei să fii mântuit de păcat, you can think you're a very clever believer, God will deceive you. Poate crezi că ești un credincios foarte înțelept, Dumnezeu te va înșela. God will allow you all your life to believe a lie about yourself.
Și Dumnezeu m-a gândit să crezi toată viața ta o minciună despre tine. I'm not trying to scare you. Nu vreau să vă sperii. I'm trying to warn you. Vreau să vă avertizez. Love the truth. Iubiți adevărul. Seek to be saved from sin. Căutați să fiți salvați de păcat. That's all. Asta e tot. Love the truth. Iubiți adevărul. Seek to be saved from sin. Căutați să fiți salvați de păcat. And I guarantee you will never be deceived. Și vă garantez, nu veți fi niciodată înșelați. This is how I protect myself. Așa mă protejez eu. Two things. Două lucruri. Say, Lord, I want to love the truth with all my heart. Doamne, spun, vreau să iubesc adevărul cu toată inima. With all my heart, I want to be saved from everything that is sinful in my life. Și din toată inima vreau să fiu mântuit de tot ce este păcat în viața mea. What does it mean to love the truth? Ce înseamnă să iubești adevărul? I would say that are two things. Aș spune că sunt două lucruri. One. When you read something in the Word of God, când citim ceva în Cuvântul lui Dumnezeu, which is different from what you always believed, care este diferit de ceea ce totdeauna am crezut. Maybe you always believe that once you're saved, you're always saved. Poate totdeauna ai crezut că dacă odată ai fost mântuit, ești mântuit pentru totdeauna. And then you read something in the Word of God like this. Și apoi citim ceva în Cuvântul lui Dumnezeu. Revelation 3 and verse 5. Apocalipsa 3 cu 5. If you overcome, I will clothe you with white garments, and your name will not be erased from the book of life. Cel ce va biruie va fi îmbrăcat în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. And you say, oh, somebody's name can be erased from the book of life. Oh, păi înseamnă că numele cuiva poate fi șters din cartea vieții. And then you argue with your reason, say, no, 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 it cannot be erased from the book of life. Și apoi te luți cuvântul tale și spui, oh, nu poate fi nimeni șters din cartea vieții. Why is that? De ce e asta? Because you've already got a doctrine that once I'm saved, I'm always saved. Pentru că totdeauna ai crezut doctrina aceasta, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Then you have to change the words of Jesus to make it fit your understanding. Și atunci încercăm să schimbăm cuvintele lui Iisus să potrivească cu înțelegerea noastră. You have almost said Jesus is a liar. Și aproape că spui că Iisus e mincinos. No, 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 you cannot. Name cannot be erased from the book of life. No, 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 nu poate fi șters din cartea vieții. But Jesus said, dar Iisus spune că se poate întâmpla. Love the truth. Iubește adevărul. That a person's name can be erased from the book of life. Acela că numele unei persoane poate fi șters din cartea vieții. That's just one example. Este un exemplu. I can show you many examples like that. Vă voi arăta mai multe exemple ca așa ce este. Where somebody's already made up his mind what he's going to believe. Când cineva deja s-a gândit în mintea lui cum are nevoie să creadă. They squeeze the verses of scripture to fit that shape. Și învăț cuvintele Scripturii să se potrivească cu credința lor, cu înțelegerea lor. So many believers like this. Au văzut mulți credincioși ca aceștia. From their traditional church, they've got a shape, a mold of a doctrine. Din bisericile lor tradiționale au deja o formă a doctrinei în mintea lor. And they pour the Bible verses into that mold and it comes out in that shape. Ca să-și apuc după aceea, bagă Biblia acolo înăuntru și Biblia iese într-o formă care le place lor. It's very dangerous. Foarte periculos. How should I do it? Cum să fac atunci? Let the Bible have a shape. Lasă Biblia să aibă o formă a doctrinei. I must pour my thinking into that and it must come out in that shape. Și să pun gândurile mele acolo înăuntru și să iasă în forma Bibliei. For example. De exemplu. 95% of believers believe that Jesus Christ will come and take the church up before the tribulation. 95% din credincioși crede că Iisus va veni și va răpi biserica înainte de necazul cel mare. The church will not go through the tribulation. Că biserica nu va trece prin necazul cel mare. Jesus will come and secretly take up the church. Iisus va veni și în mod secret va răpi biserica. 70 years later he will come after the tribulation. Da. Și după 7 ani după necazul cel mare se va cobori pe pământ. I also believe it. Și eu am crezut odată așa. But as I studied the scriptures, dar în timp ce am studiat Scriptura, iubind adevărul, I found my opinion was wrong. Mi-am dat seama că părerea mea este greșită. And then the choice came before me. Are you going to believe what 95% of believers believe? Or are you going to believe my word? Și a venit alegerea în mintea mea. Vei crede ceea ce cred 95% din credincioși sau vei crede ce spune Biblia? I said, Lord, I want to love the truth, otherwise I'll be deceived. Doamne, eu vreau să iubesc adevărul, i-am spus Domnului, și nu vreau să fiu înșelat. I tell you what I saw. Și vă spun ce am văzut. Please, listen carefully. Vă rog să ascultați pe tine. 1 Thessalonians 4. 1 Thessalonians 4.
It's talking about the coming of the Lord in verse 15. Vorbește în versetul 15 despre venirea Domnului. And 16. Și 16. Listen to what it says. Ascultați ce spune. And see certain things here. Vedem the Lord. 1 Thessalonians 4:16. 1 Thessalonians 4 cu 16. Only two verses I'm looking at, 16 and 17. Deci 16 și 17. The Lord will come from heaven with a shout. Domnul va veni din cer cu un strigăt. The voice of the archangel. Cu glasul unui arhanghel. The trumpet of God. Cu trâmbița lui Dumnezeu. And verse 17, we who are alive will be caught up with them in the clouds. Iar noi și fii vom fi răpiți. To meet the Lord in the air. Ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. So you read about Jesus coming in the clouds. Deci Iisus vine pe nori. Archangel, cu arhanghelii, trumpet, cu trâmbița, and the believers being taken up to meet the Lord. Și credincioșii vor fi răpiți să-L întâlnească pe Domnul. Remember these things. Amintiți-vă aceasta. Exactly the same thing Jesus said in Matthew 24. Exact în același fel a spus Domnul Iisus în Matei 24. Matthew 24, in verse 30. Matei 24, cu 30. The Son of Man appearing in the sky. Se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Coming in the clouds of the sky, it says there. Venind pe norii cerului. And the angels coming, verse 31. Și vor veni îngerii. And the great trumpet. Cu trâmbița răsunătoare. And the elect gathered together to meet him in the sky. Și cei aleși vor fi ridicați pe nori. That's the rapture, exactly like in 1 Thessalonians 4. Este răpirea ca și în Tesaloniceni. Now the question is, when is this going to take place? Acum să vedem când va avea loc acest lucru. Jesus said, then. Iisus spune, atunci. When? În versetul 30. Verse 29. Atunci, când atunci? Immediately after the tribulation. Când atunci? Versetul 29. Îndată după acele zile de necaz. That's the truth. Este adevărul. Not before the tribulation. Nu înainte de necazul. After the 7 years of tribulation. După cei 7 ani. Then the Son of Man will come in the clouds. Atunci Fiul Omului va veni pe nori. Angels and the trumpet. Cu îngerii, cu trâmbița. The elect will be taken up. Și aleșii vor fi ridicați în văzduh. That was completely different from what I always believed. Asta e ceva foarte diferit față de ceea ce eu am crezut. It was different from what all the great preachers were preaching. Este diferit față de ce predică predicatorii ziua de azi. A simple question for me. Și a fost o simplă întrebare pentru mine. Will you love the truth which you see in my word? Vei iubi tu adevărul care îl vezi în cuvântul meu? Lord, I believe even if everybody believes something else. Am spus, Doamne, voi crede chiar dacă toți ceilalți cred altceva. God be true and everybody a liar. Dumnezeu să spună adevărul și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. That's what I believe now. Asta cred eu. Exactly as Jesus said. Exact cum a spus Domnul Iisus. That before Christ comes, we will go through a period of tribulation on this earth. Că înainte de venirea Domnului Iisus, vom trece printr-o perioadă de necaz. And then, și apoi, we will be faithful to Him by the power of the Spirit. Vom putea fi credincioși lui prin puterea Domnului Sfânt. And then Christ will come. Și Hristos va veni. If you can understand English, dacă nu puteți să înțelegi engleză, I think it is in Romanian also. Cred că este în românește. There's a book of mine called The Final Triumph. Există o carte care am scris-o, se numește Triumful Final. It is there on the website in our CFC India website. Este pe site-ul CFC India. In English. În engleză. And in Zalau, they have now printed it in Romanian as well. Și în Zalau au printat-o și în românește. You can take it and read it to a complete study of the book of Revelation. Puteți să o luați să citiți, este un studiu complet al Apocalipsei. The church will go through to tribulation and then Christ will come. Biserica va trece prin necazul cel mare și apoi va veni Hristos. That's just one area. Aceasta este doar un domeniu. So when you see something in the Word of God, deci când vedem ceva în Cuvântul lui Dumnezeu, love the truth. Trebuie să iubim adevărul. I grew up in the Orthodox Church in India. Am crescut în biserica ortodoxă în India. So they sprinkled water on me when I was a baby and said that is baptism. Deci m-au sorbit cu apă când a fost un bebeluș și au numit asta botez. Then I was 19 and a half, I was born again. Apoi la 19 ani jumate am fost născut din nou. Then I began to think. Și apoi am început să mă gândesc. Should I be baptized? Trebuie să mă botez. Only one baptism the Bible says. Spune Biblia doar un singur botez. And I was already baptized as a child. Și am fost deja botezat ca bebeluș. Now how can I take a second baptism? Acum cum pot să iau al doilea botez?
So for 1.5 years after I was born again, I did not take baptism. Deci pentru un an și jumătate după ce am fost născut din nou, n-am luat decizia aceasta. Dar m-am uitat în Biblie. And I found there was not a single child baptized anywhere in the New Testament. Și am văzut că în Biblie nicăieri nu este nici măcar un bebeluș botezat. Then I saw this is a doctrine of men. Și atunci m-am gândit o fi o doctrină, învățător omenesc. Adults who were baptized. Acolo doar adulți au fost botezați. And only those who were born again. Și doar aceia care erau născuți din nou. I realized that when I asked God to blot out my past. Atunci când l-am rugat pe Domnul să să-mi ierte tot trecutul când am fost născut din nou. I could not say, Lord, blot out all my past except my child baptism. N-am putut să-i spun, Doamne, dă la o parte tot trecutul meu cu excepția botezului când am fost pe all past was wiped out. Tot trecutul meu a fost dat la o parte. But people told me, dar oamenii mi-au spus, if you stay in the Orthodox Church, you can witness to other people there. Dacă rămâi în biserică ortodoxă, poți să mă găsești altora. If you take baptism, they'll throw you out. Dacă te botezi, te vor arunca afară. So stay here. Deci stai acolo. So I did not take baptism. Așa că nu m-am botezat mai mult. For 1.5 years. Un an și jumătate. And I came down to pray. Și m-am pus să mă rog. And the Lord would say to me. Și Domnul îmi spunea. You're not listening to me. Why should I listen to you? Tu nu mă asculti pe mine. De ce să te ascult eu pe tine? I said, Lord, I'm going to listen to you. Doamne, mi-a spus, te voi asculta. And I took baptism. Și am luat botezul. And I'll tell you one thing in my life. Și vă spun un lucru în viața mea. My spiritual growth began from the time I was baptized. Creșterea mea spirituală a început din momentul în care am luat botezul. And I loved the truth and obeyed it. Când am iubit adevărul și l-am împlinit. So I want to tell you, if you don't love the truth, God will allow you to be deceived. Deci vă spun, dacă nu iubiți adevărul, Dumnezeu va îngădui să fiți înșelați. Another aspect of loving the truth. Și un alt aspect al iubirii de adevăr. When God speaks to you. Când Dumnezeu îți vorbește. In a meeting. Într-o adunare. Like this. Ca aceasta. Or when you read the word of God. Sau când citim cuvântul. And the Lord shows you some sin in your life. Și Dumnezeu îți arată ceva păcat în viața ta. At that moment He's testing you. În acel moment te testează. Do you love the truth that I spoke to you just now? Iubești adevărul care l-ai auzit tocmai acum? Did the Lord show you some pride in these days? S-a arătat Domnul în aceste zile ceva mândrie? If you love the truth, you'll say, yes, Lord. Dacă iubești adevărul, I saw some pride in my heart. Dacă iubești adevărul, vei spune, da, Doamne, am văzut ceva mândrie în viața mea. Vreau să mă povesti de asta. Did the Lord show you some selfishness in your life? S-a arătat Domnul în viața ta ceva egoist? Love the truth! Iubește adevărul. Say yes, Lord. Spune, da, Doamne. I'm selfish. Sunt egoist. Many times the Lord has spoken to me. De multe ori mi-a vorbit Domnul. That word you spoke. Cuvântul pe care l-ai spus. You spoke in pride. L-ai vorbit din mândrie. You are trying to show what a great person you are. Ai arătat altora ce mare om ești. And I have wept and said, Lord, please forgive me. What you said is true. Și am plâns și am spus, Doamne, ce spui tu despre mine? That you spoke in pride. Am vorbit în mândrie. Or some other time the Lord said, that thing you did was so selfish. You only thought about yourself. You didn't think about other people. Altă dată Domnul mi-a arătat cât de egoist sunt, vorbind doar despre mine, nu m-am uitat la alții. And I said, yes, Lord, you're true. Și a spus, Doamne, adevărat. That was selfish. A fost egoist. You know the result? Știți rezultatul? The Lord has little by little freed me from pride and selfishness. Încet, încet, Domnul m-a eliberat de mândrie și egoism. Because I have decided immediately I will love the truth and confess it. Pentru că am ales imediat să iubesc adevărul și să împlinesc. Or the Lord may say, și Domnul, you were irritated over there. Ale dată mi-a spus, ai fost iritat undeva într-un anumit loc. And so, I said, yes, Lord, I was irritated, I'm really sorry. Și am zis, da, Doamne, într-adevăr, m-am iritat, îmi pare rău. Please forgive me. Iartă-mă, te rog. When you confess, speak the truth and confess to the Lord. Când iubești adevărul și îl mărturisești Domnului, He will set you free. Te va elibera. But if you cover it up, dar dacă tot acoperi lucrurile, and like Adam, blame your wife or blame your husband or blame somebody else, și ca Adam, dai vina pe soție sau dai vina pe altcineva, then God will allow you to be deceived. Atunci Domnul m-a îngăduit să fii înșelat. So be careful. Deci fii atent. That you don't avoid the truth. Don't avoid the truth. Nu lăsa adevărul să treacă pe lângă tine. God speaks to you. Don't try to get around it and say, no, 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 it's not like that.
când Domnul îți vorbește, nu îți spune, nu te dă la o parte din care adevărului și să spui, nu a fost așa. Many of you were born again many years ago. Mulți dintre voi ați fost născuți din nou mulți ani în urmă. From that day onwards, din acea zi încoace, if you had kept on loving the truth, dacă ați continuat să iubiți adevărul, you would have been a very spiritual person by today. Ați fi fost foarte spirituale astăzi. But why are you not spiritual? Dar de ce nu sunteți? Why are you not getting more and more revelation of the Word of God? De ce nu primiți descoperire din Cuvântul lui Dumnezeu? Because God sees that you don't love the truth. Pentru că Dumnezeu vede că nu iubiți adevărul. He allows you to be deceived. Și îngăduie să fiți înșelați. So dear brothers, you can't do anything about the past years of your life that you have wasted. Deci nu putem face nimic cu privire la timpul pe care l-am irosit. From today, dar de astăzi, you can say, Lord, I want to love the truth. De astăzi putem spune, Doamne, eu vreau să iubesc adevărul. I will readily admit that I am wrong. Și voi accepta tot mai mult că sunt greșit. I quickly admit that I'm proud when you show it to me. Voi recunoaște că sunt mândru când îmi arăți asta. I'm ready to admit that I was selfish when you show that to me. Sunt gata să accept că sunt egoist când îmi arăți asta. I will never try to defend myself. Nu voi încerca niciodată să mă apăr. Let me tell you something. Să vă spun ceva. If you take that attitude, dacă aveți atitudinea asta, de astăzi, in the next one year, you will grow more spiritually than your entire Christian life till today. În următorul an, veți crește din punct de vedere duhovnicesc mult mai mult decât ați făcut-o până acum în 2 ani. In the next one year, you will become a spiritual person. În anul următor, veți deveni oameni duhovnicești. All you have to do is love the truth. Tot ceea ce trebuie să faci este să iubiți adevărul. Și când vedeți ceva în Cuvântul lui Dumnezeu, iubiți. Change your mind. Schimbați-vă mintea. Change your way of thinking. Schimbați-vă felul de a gândi. Change your doctrine. Schimbați-vă doctrina. Obey Scripture. După Biblie. And when the Lord shows you sin in your life, acknowledge it in me. Și dacă Domnul vă arată păcat în viața voastră, recunoașteți-l. That is God's promise. Este promisiunea Domnului. You will not deceive you then. Că atunci nu veți fi înșelați. So this has been a great salvation for me. Deci aceasta a fost pentru mine ceva deosebit. In order to avoid deception. A fost suficient ca să evit. Jesus said in the last days, the biggest problem will be deception. Ca să evit a fi înșelat, aceasta a fost suficient pentru mine. How can I avoid deception? Deci cum pot să evit înșelare? Love the truth. Iubind adevărul. And accept it. Și acceptându-l. The second thing is, al doilea lucru este, to be saved. A fi salvat. Love the truth so as to be saved. A iubi adevărul și a fi salvat. So that is the other thing I must have in my life. Acesta este un alt lucru pe care trebuie să-l am în viața mea. Desire to be saved from all sin. O mare dorință de a fi salvat de păcat. Because it says here, if you don't have a desire to be saved, God will deceive you. Pentru că spune, dacă nu aveți dorință de a fi mântuiți, salvați, veți fi înșelați. I have seen that in so many cases. Și am văzut în atât de multe cazuri lucrul acesta. I have preached about overcoming sin and victorious life for many years now. Sunt acum și am biruit asupra păcatului de mulți ani. And I've seen many people turn around and say, no, 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 that's all wrong doctrine, it doesn't work. Și unii s-au întors împotriva mea și au spus, nu, este o doctrină greșită asta. And I know why they say that. Și eu știu de ce ei spun asta. They don't want to be saved from sin in their life. Pentru că ei nu vor să fie salvați de păcat în viața lor. So I want to tell you this, if you don't have a great desire to be saved from all sin in your life, deci dacă nu avem o dorință mare de a fi eliberați de păcat în viața noastră, I can give you a written guarantee that you will be thoroughly deceived. Vă pot da o garanție scrisă că veți fi înșelați. But if you love the truth, dar dacă iubiți adevărul, and you want to be saved from all sin in your life, și vreți să fiți eliberați de orice păcat în viața noastră, I can give you a written guarantee, you will never be deceived. Pot să vă dau o garanție scrisă că niciodată nu veți fi înșelați. You get revelation on God's word. Veți primi descoperirea Cuvântului Domnului. Protected from the fantastic deception that is in Christendom today. Veți fi protejați de toate aceste înșelări care vor veni civil. You will not be deceived by all these false preachers and all their false miracles. Nu veți fi niciodată înșelați de acești proroci falși cu toate minunile lor. You will not be deceived by all these false prophets who go around talking about their prophecies. Nu veți fi înșelați de toți acești proroci care umblă la voce și acolo cu profețiile lor. There are so many people who are going around today calling themselves prophets. Sunt oameni care umblă astăzi numai după proroci. Telling people, the Lord says, the Lord says this. Spunând, Domnul a spus asta, Domnul a spus asta. And thousands of believers are being deceived. Mulți credincioși sunt înșelați în felul acesta. I'll tell you why they are being deceived.
Vă spun de ce sunt înșelați așa. The prophets are not telling them how to be saved from sin. Prorocii nu le spun cum să fie eliberați de păcat. They're not interested in finding out how to be saved from sin. Ei nu sunt interesați cum să fie salvați de păcat. Maybe here is a prophet who preaches about how to be saved from sin. Poate că este un proroc care vorbește cum să fie eliberat de păcat. And here is another prophet who will tell you whom to marry, where to work, and what job to take. Și aici este un proroc care spune cu cine să te căsătorești, ce slujbă să ai, cu cine să mergi. Whether you should live here or live there. Dacă să trăiești aici, să locuiești în altă parte. Which prophet are you going to? La care proroc mergi? Will you go to the prophet who tells you how to be free from sin? Mergi la acela care spune cum să fii eliberat de păcat? No, you run after the other prophet who will tell you where to go and how to make money. Nu, vei merge la acela care spune unde să mergi și cum să faci bani. And God sees that. Și Dumnezeu vede asta. I can tell you in Jesus' name, you will be deceived. Și pot să spun în numele lui Iisus, vei fi înșelat. And the worst part is, you think you're right. Și partea rea este că tu crezi că ai dreptate. You can spend your life being deceived by those false prophets. Și poți să-ți petrești toată viața fiind înșelat de acești proroci. And you have become very rich spiritually. Și crezi că ai crescut spiritual. Of course, some of those things those prophets say may be right. Unii dintre acești profeți vă spune ai dreptate. Because the devil comes as an angel of light. Pentru că Satana vine ca un înger de lumină. I've had people tell me this. Au fost oameni care m-au spus asta. That prophet came and told me everything about my life. How did he know? Oh, frate Zac, a venit un proroc și mi-a spus toate lucrurile despre viața mea. De unde știa? I said, I'll tell you. Și îi spune, spune-mi. Because the devil knows everything about your life. Pentru că diavolul știe totul despre viața ta. And one of his demons told that man. That's all. Și unul dintre demoni a spus acelui proroc toate lucrurile. Now let me tell you a story from India. Acum să vă spun o poveste din India. In India, in many Hindus believe that when you die, your soul goes into somebody else. Hindușii cred că atunci când mor, sufletul lor intră în altcineva. That is what they call reincarnation, of being born again into this world. Ei numesc această reîncarnare sau fi născut din nou în această lume. That is not the born again we talk about. Nu este nașterea din nou despre care noi vorbim. They mean that your soul will go into somebody else when you die. Ei cred că sufletul tău merge în altcineva atunci când mor. Now this is a true story. Acum este o întâmplare adevărată asta. In one part of North India, într-o parte din nordul Indiei, there was I think she was a 6-year-old girl. Era o fetiță de 6 ani. She suddenly began to talk about her former life. A început dintr-o dată să vorbească despre viața ei trecută. Dinainte. I used to live in that part of India, she said. A spus, eu locuiam într-o parte a Indiei undeva. And I was married to this person. Și a fost căsătorită cu persoana respectivă. My house was like this and there were so many rooms in my house. Și casa mea era așa și așa și avea atâtea camere. And then my husband died. Și soțul meu a murit. I had so many children. Și am avut atâția copii. And they took down all these things, what she said. Și cineva a notat toate aceste lucruri. She could give exact details and dates and all that type of thing. Și putea să dea date concrete despre toate aceste lucruri. So they went there to check up if there's such a person. Și au mers acolo să verifice dacă e adevărat. And they discovered that was an old lady. Și au descoperit că da, a fost o femeie vârstă. Who died on the same day this girl was born. Care a murit în ziua aceea în care această fetiță s-a născut. And everything this girl said was correct about that woman. Și tot ceea ce a spus această fetiță, conform ce spusea și femeia, a fost corect. Whom she was married to, the house and children and everything. Cu cine s-a căsătorit și casa și copiii și tot, tot, tot. And so the new people said, see, he told you, this is reincarnation. Și oamenii au spus, da, vezi, asta este reîncarnare. That woman died. Acea femeie a murit. Her soul came into this little baby when it was born. Sufletul ei a intrat în acest copil când el s-a născut. And everybody said, wow. Și toți au zis, wow. This is the true religion. Aceasta este religia cea adevărată. This is of God. Din de la Dumnezeu. And I hear it. Când eu aud asta. I said, this is not of God. Asta spun, nu este de la Dumnezeu. There are hundreds of demons who come to complete fire on the story of that woman. Sunt sute de demoni care au toate dosarele despre acele lucruri. And all they got to do is get into some person and repeat all those things. Și intră într-o persoană și spune, repetă toate aceste lucruri care sunt. When demons get into a person, they say all types of things. Și când un demon intră într-o persoană, îi spun tot felul de lucruri. It's another person getting into that demon possession. Este o altă persoană când acea persoană este posedată de demon. I remember once they called me to pray for one woman who had a demon. M-au rugat, m-a rugat cineva să mă rog pentru o femeie care avea un demon. In India. În India. So when I went and saw her, și
Și la meci am văzut-o. I said, ask Jesus to come into your heart. I-am spus, rogă pe Iisus să vină în inima ta. And from her mouth, this voice came. Și din gura ei a venit vocea aceasta. Tell her, don't tell me. Spune ei, nu spune mie. It was like another person saying, tell her to accept Jesus, don't tell me. A fost ca și o altă voce care a spus, spune ei să accepte pe Iisus. That was a demon saying, don't tell me to accept Jesus. Era un demon care spunea, nu-mi spune mie să accepte pe Iisus. Under the control of the demon. Pentru că această femeie este complet posedată de demon. She couldn't say anything herself. Nu putea să spună nimic ea singură. So why should you pray with such a person? Deci cum să te rogi pentru așa persoană? N-are nicio rost. So first thing I had to do, cast out the demon. Primul lucru care am făcut a trebuit să scot afară demonul. And that takes 5 seconds. That's all. Și asta durează 5 secunde. Atât. In Jesus' name, get out of her. În numele lui Iisus, ieși afară. Finish. Și a ieșit. Gone. A plecat. The demon is not afraid of me, he's afraid of Jesus. Demonul nu este frică de mine, ci de Iisus. Cannot stand in the name of Jesus. Nu poate rămâne și sta în numele lui. Then I told her. Apoi am spus ei. Now ask Jesus to come into your heart. Acum spune lui Iisus să vină în inima ta. And she prayed. Și s-a rugat. She accepted Jesus. Și l-a primit pe Iisus. She was free. Și a fost eliberat. Perfectly free after that. Complet eliberat după aceea. Became a child of God. Și a devenit un copil al lui Dumnezeu. So demons can get into people. Deci demonii pot intra în oameni. And speak. Și să vorbească. Can get into a child. Poți să intri într-un copil. Speak about everything that happens on earth. Și va spune tot ce s-a întâmplat cu undeva. A demon can be a prophet. Un demon poate să profețească. Everything about your past life. Totul despre viața ta trecută. And you get fooled. Și tu ești prostit, ești nejoc. Don't be fooled. Nu te lăsa așelat. If you love the truth, you will never be deceived. Dacă iubiți adevărul, niciodată nu vei fi înșelat. And the devil can sometimes, he can't predict the future. The devil cannot predict the future. Diavolul nu poate să prezică viitorul. But because he knows so many factors of so many things happening all over the world. Dar pentru că el cunoaște atâtea lucruri care se întâmplă în lume. What that chap is planning, what that chap is planning, what that person is planning. Și o persoană sau alte persoană planifică să facă viață. So he can predict a little bit of what is going to happen because he knows what these people are planning. Poate puțin să prezică ce se va întâmpla pentru că vede oameni planificând anumite lucruri. And therefore, when it happens, you say, ah, that was of God. Și atunci când se întâmplă acest lucru, spui, oh, a fost de la Dumnezeu. That is because the devil knew certain plans of people. Nu, pentru că devilul doar cunoștea anumite planuri. No, when you don't understand the schemes of Satan, când nu înțelegem planurile lui Satan, it's very easy to be deceived. He's called the deceiver of the whole world. Este foarte ușor să devenim înșelați pentru că este înșelător lumii. See what Paul said in 2 Corinthians 2. Uitați ce spune Pavel în 2 Corinteni 2. In the last part of verse 11. Ultima parte a versetului 11. 2 Corinthians 2, 11. 2 Corinteni 2, 11. We must not let Satan take advantage of us because we are not ignorant of his schemes. Să nu lăsăm pe Satan să aibă niciun câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Can Satan take advantage of a man like Paul? Poate Satana se înșele pe Pavel. If I'm ignorant of his schemes, he'll take advantage of me. Spune, da, dacă n-am și plan cunoștință despre planurile lui, da. I am not ignorant of his schemes. Dar eu am cunoștință despre planurile lui. And so? Și astfel? He cannot take advantage of me. Nu mă poate înșela. So I'm saying we are in the last days, we are going to see a lot of deception from Satan. Deci, în zilele din urmă, vom vedea multă înșelare din partea lui Satan. The world is going to be flooded with Satan coming as an angel of light. Lumea va fi plină de înșelătorii ale lui venind ca și un înger de lumină. And let's read again what Jesus said. Și să mai citim o dată ce a spus Iisus. Matthew 24. Matei 24. If possible, he may eat, Matthew 24:24. 24:24. False Christ, false prophets will arise, will show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Hristos mincinoși, proroși mincinoși, semne mari și minuni vor face până acolo încât să înșele chiar pe cei aleși. I have told you in advance, verse 25. Versetul 25, iată că v-am spus mai dinainte. So how shall we be ready for the second coming of Christ? Deci cum să fim gata pentru a doua venire a Domnului? Be careful of deception. Ai grijă la înșelare. How to avoid deception? Cum să ne păzim de înșelare? Love the truth. Iubiți adevărul. Read the word of God. Citiți cuvântul lui Dumnezeu.
If you don't read the word of God and study it, you will be deceived in the last day. Dacă nu citiți și studiați cuvântul lui Dumnezeu, veți fi înșelați în zilele Your cleverness will not protect you from Satan. Înțelepciunea voastră nu vă va păzi de Satan. Satan is cleverer than any human being. Satan este mai înțelept decât orice om. The wisest human being that ever lived. Cel mai înțelept om care a trăit. I'm not talking about Jesus. Nu vorbesc despre Iisus. But before Christ. Dar înainte de Iisus. The wisest human being that lived was not Solomon, but Daniel. Nu a fost Solomon, ci Daniel. Let me read you in Ezekiel 28. Să vă citesc în Ezechiel 28. In Ezekiel 28, when God is speaking to Satan, Ezekiel 28, Ezekiel 28, verse 14, he said, you are the anointed cherub. Cu 14. Verse 14. You are the anointed cherub. And you were blameless in your verse 15. And then verse 17, your heart was lifted to God because of your beauty. Ai fost fără prihană, dar ți s-a îngropat inima din pricina frumuseții tale, spune Dumnezeu lui Satan. And so, I cast you out, middle of verse 16, from the mountain of God. Așa că te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu. And I destroyed you, O covering cherub. Și te nimicesc. This is Satan, how the devil became proud and God cast him out. Acesta este Satan care s-a îngropat și Domnul l-a aruncat. And see what God tells him. Vedeți ce spune Dumnezeu lui Satan. Verse 3. You are wiser than Daniel. There is no secret that is a match for you. Versetul 3. Iată că ești mai înțelept decât Daniel. Nici o taină nu este ascunsă de tine. In the world they say wiser than Solomon. În lume se spune mai înțelept decât Solomon. God said Daniel was wiser than Solomon. Dumnezeu spune Daniel a fost mai înțelept decât Solomon. And Satan is wiser than Daniel. Și Satan este mai înțelept decât Daniel. And there is no secret that is a match for him, it says here. Și nu este niciun secret ascuns față de el. So we are dealing with someone who is far cleverer than us. Deci avem de-a face cu cineva care e mult mai inteligent decât noi. So you got to overcome him with your cleverness. Nu te poți pisui, deci, pe înțelepciunea ta. The devil deceives all types of clever people. Demonul înșală pe tot felul de oameni înțelepți. But if you love the truth, dar dacă iubești adevărul, and you want to be saved from sin in your life, și vrei să fii eliberat de păcat în viața ta, Satan cannot deceive you. Atunci Satana nu te poate înșela. And that is why it's good for all of us to always humble ourselves. De aceea este atât de necesar pentru noi să ne smerim. You know, Satan became Satan through pride. Satan a devenit Satan prin mândrie. He was the head of the angels. A fost conducătorul îngerilor. As we read here. Citim aici. And what did we read here? His heart was lifted up because of his beauty. Și ce citim aici? Este că s-a îndrăznit din wisdom. Din cauza frumuseții și înțelepciunea. He became proud. I'm so good looking. Și a devenit mândru că arată atât de bine. I'm so clever. Sunt atât de inteligent. I've got such gifts. Am așa dar. And I'm head over so many people. Și conduc atâția oameni. And as soon as his heart was lifted up. Și când inima i s-a îngropat, cast him down and he became the devil. Dumnezeu l-a aruncat jos și a devenit diavol. With pride, the highest, most beautiful angel became a devil in one moment. Din cauza mândriei, cel mai frumos înger a devenit diavol într-un moment. You may be like an angel, pride can make you a devil in one moment. Chiar dacă ești ca și un înger, mândria te poate face demon într-un moment. You have to beware of pride more than you have to beware of any sin in your life. Trebuie să ne păzim de mândrie mai mult decât de orice altă păcate în viața noastră. Even adultery is not as serious as pride. Nici adulterul nu este atât de rău ca și mândrie. I tell you why. Vă spun de ce. Because if you fall into adultery, pentru că dacă vedeți în adulter, you don't imagine that you're nu vă imaginați că sunteți sfânt. You know immediately you're a sinner. Știi imediat că ești un păcătos. But when you're proud, dar când ești mândru, you can still think you're a very spiritual person. Te poți gândi că ești un om spiritual. But no person who falls into adultery thinks he is spiritual. Nici un om care cade în adulter nu crede că e spiritual. That's why pride is more dangerous than adultery. De aceea mândria este mult mai rea decât adulterul. Because when I become proud, pentru că atunci când devenim mândri, the devil holds my hand. Diavolul mă ține de mână. And says, ah, you and I are in fellowship at last. Și spune, oh, noi în sfârșit putem avea părtășie. Because you've got my
my nature now, wonderful. Pentru că ai natura mea, cum ești ca mine, ce frumos. And maybe pride of anything. Și poți să fii mândru din multe lucruri. Maybe your ability. Poate că-ți vine. You can be proud of it when you look at the mirror. Poate că te mândrești când te uiți în oglindă. Lord, I thank you, I'm so good with you. O, Doamne, îți mulțumesc că arăt atât de bine. Or maybe you're very clever. Sau poate ești atât de inteligent. Lord, I thank you, I'm clever, not like all these stupid fellows around me. Îți mulțumesc că sunt mai inteligent decât toți ceilalți în jurul meu. Or maybe you're very rich, not like the poor people. Sau poate ești foarte bogat și te uiți la jos la cei săraci. Maybe you have worked and you're prosper and prosper and prosper. Poate ai lucrat mult și ai prosperat foarte mult. In your mind you think, what a smart guy I am, see how much money I have made. Și o să spui în mintea ta, o, ce tip deștept sunt, ce bani am făcut. The devil is delighted that you think like that. Și devilul se bucură atât de mult că gândești în felul acesta. He holds your hand and says, wonderful, you and I are in fellowship. Pentru că vine strânge mâna și zice, o, ce părtășim putem avea împreună. Or it could be, I know the Bible so much, more than anybody in my church. Sau poate spui, o, cunosc Biblia atât de mult, față de ceilalți din biserică. Satan says, wonderful, we are in fellowship. Și Satan zice, o, ce frumos, suntem părtășim. You may think I'm more spiritual than anyone in the church. Poate crezi că sunt mai duhovnicesc decât toți din biserică. Or I can play an instrument better than anybody in the church. Sau pot cânta la un instrument mai bine decât oricine. Or I can preach better than anybody in the church. Sau poate pot predica mai bine decât oricine. Or I can sing better than anybody in the church. Pot să cânt mai bine. And Satan says, wonderful, you and I are in fellowship. Și Satan spune, o, ce frumos, suntem în părtășie. That is how quickly Satan can fellowship with you. Iată cât de repede pot intra diavolul în părtășie cu tine. Jesus has got zero pride. Iisus n-a avut niciun pic de mândrie. Anything, if you got a little bit of pride in you, it's a little bit of the devil, not Jesus Christ. Dacă ai ceva de mândrie în tine, este de la diavolul, nu de la Iisus. Jesus Christ has got zero pride. Iisus Hristos a avut zero mândrie. Top to bottom is humility. El a fost smerit. Is humility. Smerit. Satan, top to bottom is pride. And Satan, top to bottom is pride. Ceea ce l-a coborât pe Satan este mândria lui. The more I have of pride in anything, the more I have of Satan. Cu cât am mai mult în mine mândrie, cu atât am mai mult din Satan. Then it's very easy for him to deceive. Și atunci este foarte ușor pentru el să mă înșele. Deci trebuie să fim foarte atenți. So people ask me this question. Deci oamenii mă întreabă întrebarea aceasta. How to remain humble all the time? Frate, dar cum să rămân smerit tot timpul? I'll tell you. Vă spun. Fellowship with Jesus. Stai în părtășie cu Iisus. Look at his life. Uite-te la viața lui. Read about his life in the Gospels. Citește-ne în Evanghelie despre viața lui. Worship him. Închină-te lui. Say, Lord, I want to be like you. Spune, Doamne, vreau să fiu ca tine. See how he washed the disciples' feet. Vedeți cum a spălat de picioarele apostolilor. See how when people called him my prince of devils, Beelzebub, he said, I'll forgive you. Vedeți cum Domnul, cum oamenii l-au numit prințul întunericului și el a spus, vă iert. Are you hurt when somebody calls you a bad name? Te superi când cineva te numește rău, vorbește de rău de tine? Jesus is not hurt. Iisus nu s-a supărat. A humble person is never hurt if somebody calls him a devil. Un om smerit niciodată nu se supără când cineva numește chiar diavolul. You know why you're hurt when somebody calls you a bad name? Deci știi de ce ești rănit când cineva te vorbește de rău? So proud. Pentru că ești atât de mândru. How can he call me by such a bad name? Cum poate să-mi spună mie așa ceva? How did Jesus react when they called him Prince of Devils, Beelzebub? Cum a reacționat Iisus când l-a făcut Prințul Întunericului, Beelzebub? You know what he said in Matthew 12? Și ce spune Matei 12? Have you spoken a word against the Son of Man? Cine vorbește un cuvânt împotriva Fiului Omului? What is he saying? Ce spune? I am an ordinary man. Eu sunt un om obișnuit. So you are forgiven. Așa că ești iertat. Imagine the Son of God walked on this earth and he said, I am an ordinary man. Imaginați-vă Fiul lui Dumnezeu umblând pe pământ și spunând, sunt un om obișnuit. We who are ordinary human beings think that we are so great. Și noi care suntem oameni obișnuiți, credem că suntem atât de mari. I want to tell you, my dear brothers and sisters. Vreau să vă spun, dragi frați și surori. The reason we have so little fellowship with God is because there's so much of pride. Motivul pentru care avem atât de puțină părtășie cu Dumnezeu este că avem atât de multă pride. Mândrie spirituală. Well, maybe you're proud of your children. Poate că ești mândru de copiii tăi. My children are so spiritual, unlike your children. Și spui, oh, copiii mei sunt atât de spirituali. You will destroy yourself and you will destroy your children. Te vei distruge pe tine și îți vei distruge și
și copiii. Walk in humility. Umblați în smerenie. If God has been good to you, give all the glory to Him and don't touch His glory. Și când Dumnezeu îți face bine, dă-i toată gloria Lui și nu te atinge de slava Lui. If God has blessed your business, give the glory to God. Dacă ți-a binecuvântat serviciul, dă-i toată slava Lui. If God has blessed your children, give the glory to God. Dacă ți-a binecuvântat copiii, dă-i toată slava Lui. If God has given you knowledge of the Scripture, give the glory to Him. Dacă ai primit cunoștință din Biblie, dă-i gloria Lui. If God has enabled you to preach well or sing well or play music well, give the glory to Him, don't touch it. Dacă ți-a dat darul să predici bine, să cânti bine sau altceva, dă-i slava Lui, nu te atinge de slava Lui. Then Satan will have no power over you. Și Satan nu va avea nicio putere asupra. One of the things I decided long ago. Este unul dintre lucrurile pe care le-am decis mult de mult. I am not going to let Satan have one small millimeter in my life. Nu voi lăsa niciodată ca diavolul să aibă niciun milimetru din viața mea. And if I want to be sure of that, și dacă vreau să fiu sigur de asta, I must not even have one millimeter of pride in me. Nu trebuie să am niciun milimetru măcar din întâlnire. As soon as I'm aware of something, I must say, Lord, I'm sorry, I'm going to get rid of it. Deci, de câte ori observ ceva, spun, Doamne, iartă-mă și mă dedic la acel lucru. Love the truth. Vreau să iubesc adevărul. So sometimes God will say to me, sometimes, câteodată Dumnezeu mă spune, in there, in that situation, you are a little proud. Acolo, situația putare, ai avut you compare yourself with that person. Te-ai comparat cu acea persoană. I said, Lord, I'm sorry. Și spun, Doamne, it's true what you said. I'm sorry, I repent of it. Este adevărat. Îmi pare rău. Mă pocăiesc. Do that. Do that. Fă aceasta. Love the truth. Iubește adevărul. And Satan will never be able to touch you. Și Satan nu se va putea atinge de tine. Seek to be saved from all sin. Caută să fie eliberat de toate păcatele. Seek to be saved from all anger in your life. Caută să fie eliberat de toată mânia din viața ta. Many believers are so angry. Atâția credincioși sunt nervoși. They lose their temper so quickly. Își pierd temperamentul repede. Because somebody hurt them. Pentru că cineva i-a rănit. Don't leave that anger in your heart. Nu lăsa mânia aceea în inima ta. In the book of Ecclesiastes it says anger dwells in the heart of a fool. În Ecclesiastes spune că mânia stă în inima celui nezlegat. Anger in your heart, the Bible says you're a fool. Dacă ai mânie în inima ta, Biblia spune ești nezlegat. I don't want to be a fool. Eu nu vreau să fiu nezlegat. I don't want to keep any anger in my heart against anyone. Nu vreau să țin mânie în inima mea deloc. There are a lot of people who have hurt me in my life. Sunt mulți oameni care m-au rănit în viața mea. God is my witness, I have forgiven all of them. Dumnezeu mi-a martorit, i-am iertat pe toți. I don't go visiting them. Nu merg să-i vizitez. But I don't hate them. Dar nu-i urăsc. I avoid them. Stau departe de ei. Jesus didn't go visiting all the Pharisees, but he loved them. Iisus n-a mers la toți farisei să-i viziteze. Some people think if you forgive somebody, you must go and visit him and spend time with him. Unii cred că dacă ai iertat pe cineva, trebuie să mergi la el și să-ți petrești timpul cu el. Troublesome people don't go near them. Dacă unii fac probleme, nu te apropii de ei. How do you pursue peace with all men? Cum să avem pace cu toți oamenii? If it's a troublesome person, dacă unul face probleme, you pursue peace by never going near him. Îl ierți, dar nu te apropii de el. We must not be foolish. Nu trebuie să fim fără înțelepciune. We must love everyone. Dar trebuie să iubim pe toți. If you don't forgive people, Satan gets a grip in your life. Dacă nu iertăm pe toți, Satan are un punct de intrare în viața noastră. Some of you may have suffered great harm from others. Poate că unii trebuie să vă vi s-a făcut rău din partea altora. Brother and sister, forgive them. Frate și soră, iartă. Not asking you to visit them or go to their house. Nu spun să mergi la ea acasă și să vizitezi. But forgive them in your heart. Dar iartă inima ta. Leave them alone. Lasă-i pace. But don't keep a bitterness in your heart, otherwise it will destroy you. Dar nu rămâne cu amărăciune în inima ta, astfel vei fi distrus. All the time, my heart must only have love. În inima mea trebuie să fie totdeauna numai iubire. I can't have fellowship with everybody. Nu pot avea părtășie cu toți. Because they must be willing to humble themselves to have fellowship with me. Pentru că trebuie să și ei să se smerească ca să poată avea părtășie cu mine. But as much as it lies in me, I want to love them. Dar ceea ce ține de mine, vreau să iubesc pe toți. Then I know Satan has no power in my life. Atunci știu că Satan nu are nicio putere în viața mea. One last verse. Un ultim verset. Matthew 24. Matei 24. Jesus said in the last days. Domnul Iisus spune că în ultimele zile din urmă. And verse 12, Matthew 24:12. Versetul 12. Because there's going to be so much sin in the world, the love of people will grow cold. Pentru că va fi atât de mult păcat în lume, dragostea celor mai mulți se va răci. Most believers' love will become cold.
Dragostea celor mai mulți se va răci. That's a warning. Este o avertizare. So how should I be ready for the coming of the Lord? Deci cum aș putea fi gata pentru venirea Domnului? I don't want my love to become cold. Doamne, nu vreau ca dragostea mea să se răcească. I want my love for Jesus to be like a fervent fire all the time. Vreau ca dragostea mea pentru Iisus să fie ca un foc întotdeauna. And I want to love other people. Vreau să iubesc pe ceilalți. Maybe most of them don't want fellowship with me. I want to have fellowship with them. Dacă majoritatea nu vor părtăși cu mine, ok, nu pot să părtășesc cu ei. Jesus could not fellowship with 99% of people in Israel. Iisus nu putea avea părtășie cu 99% din oameni din Israel. Fellowship is not the mark of love. Părtășia nu este semnul iubirii. 99% of people in Israel could not fellowship with Jesus. 99% din oameni dintre oameni din Israel nu puteau avea părtășie cu Iisus. L-au răstignit. Dar El i-a iubit. So I say, Lord, maybe 99% of people in the world I don't have fellowship with, but I want to love them. Și eu spun, Doamne, nu pot avea părtășie cu 99% de oameni din lume, dar vreau să iubesc. Many Christians I can't fellowship with because they're compromising in so many areas. Cu cei mai mulți dintre creștini nu pot să am părtășie pentru că se compromit în viața lor. I can't work with them. Nu pot lucra cu ei. But I want to love them. Dar vreau să iubesc. To not mix up fellowship and love. Deci să nu amestecăm părtășia cu dragostea. May God help us. Domnul să ne ajute la această lume. The deception is going to increase. Trăim într-o lume care înșelare va crește. Dragostea se va răci. I must love the truth. Eu trebuie să iubesc adevărul. I want to be saved from all sin in my life. Și să doresc să fiu eliberat de toate păcatele mele. Then we will be ready for the coming of Christ. Atunci vom fi gata pentru revenirea Domnului Iisus. Domnul să ne ajute la această lume. Să ne ridicăm la rugăciune. There's a lot of things that we have heard in these days. Sunt multe lucruri care le-am auzit în aceste zile. You may not remember everything that you heard. Poate nu vă veți aminti toate lucrurile care le-ați auzit. It doesn't matter. Nu contează. In the right time, the Holy Spirit will remind you of what is necessary. La timpul potrivit, Duhul Sfânt vi le va aduce aminte când este necesar. Because you've already got it in your mind. Pentru că aveți deja mintea voastră. The Holy Spirit will bring it to your memory at the right time. Duhul Sfânt le va readuce în mintea voastră la timpul potrivit. Be careful to remain in humility at all times. Aveți grijă să rămâneți în smerenie tot timpul. To love the truth. Să iubiți adevărul. And to long to be saved from all sin. Și să râvniți să fiți eliberați de toate păcatele. Heavenly Father. Doamne Tată. Give us grace in these days. Dă-ne har în aceste zile. To be true to you. Să fim adevărat. Let the light burn brightly in our heart. Lasă lumina să lumineze cu putere în inimile noastre. So that we can be saved from deception and saved from sin. Ca să fim salvați de înșelare și de păcat. We pray in Jesus' name. Ne rugăm în numele lui Iisus. Amen. Amen. Thank you for listening so patiently all these days. Vă mulțumesc că m-ați ascultat cu răbdare în această zi. Domnul să vă binecuvânteze cu o pasăre.